ce să zic, sunt total neprofesionist astăzi pentru că nu am nici trepied, nu am nici lumini, dar cea mai sfântă este lumina naturală. Nu am nici microfonul, așa că sper să ne auzim cât se poate de bine. Mi-am stabilizat camera cu ajutorul portfardului. Sunt acasă în camera mea și m-am gândit foarte serios să vă zic că am revenit pe YouTube. Nu mă întrebați de ce, nu am un motiv anume, probabil că lucrurile se întâmplă pentru că trebuie să se întâmple când trebuie să se întâmple ele. Iertați-mi vocea, am avut aseară un eveniment și am cântat până undeva la 6 dimineața. Și vă rog frumos, dacă toți suntem la capitolul acesta, să ne prietenim și pe Instagram. Acesta este linkul unde vă puteți găsi. Mi-aș dori să fim și acolo prieteni. Am primit extrem de multe mesaje legate de cariera mea de artist, în care mă întrebați cum să faceți să ajungeți și voi artiști, care este rețeta succesului și de asemenea ce -ți trebuie pentru a deveni vedetă. O să le iau pe rând și îmi doresc tare mult să nu vă țin extrem de mult aici alături de mine. O să fiu cât de concisă se poate. Am să încep prin a vă povesti câteva lucruri despre cariera mea. Am început să cânt la 4 ani, știți bine, am fost la Vocea României, după care am lansat o piesă care a fost number one timp de 3 luni de zile. Cei mai mulți care m-ați întrebat de ce nu mai lansez nicio piesă sau când o să lansez următoarea piesă, poate nu ați fost puși la curent cu faptul că eu am lansat muzică în continuare. Există oameni care muncesc o viață întreagă și nu ating niciodată succesul. Există oameni care muncesc o viață întreagă și le ating după foarte mult timp și rămâne sau nu. Și există oameni ca mine care lansează o piesă și dintr-o întâmplare ea devine hit. O să vă spun cu toată sinceritatea posibilă că cel mai important atu pe care trebuie să-l ai într-o carieră după talent, bineînțeles, este perseverența sau munca, eu știu cum vreți să-i spuneți. Lucruri care mie mi-au lipsit cu desăvârșire, pentru că eu totdeauna m-am bazat pe faptul că sunt un om talentat, că sunt un om care prinde repede, învață repede și reproduce la fel de repede, astfel că m-am culcat foarte drăguț pe această ureche și am renunțat cumva la aceste etape. Trebuie să ai pe cineva lângă tine sau să fii suficient de matur în momentul în care succesul te lovește, să știi să îl gestionezi. Este foarte important să știi să gestionezi succesul. Cum să-ți construiești cariera? Băi, e foarte simplu. În primul rând, cred că ai nevoie de talent. Și aici nu o să dau exemple persoane care nu au talent și probabil că știu că voi o să-mi ziceți, băi, dar nu știu cine n-are voce sau nu știu cine, nu știu ce. Aici intervine decizia publicului, pentru că, din păcate sau din fericire pentru unii, publicul este cel care decide dacă ești sau nu star. Cumva, pentru că diferența între artist și vedetă este foarte mare. Din păcate, nu toți artiștii sunt vedete și la fel, nu toate vedetele sunt artiști. Da, spuneam din păcate că publicul alege, pentru că de foarte multe ori cei care ne ascultă, cei care dau bani sau plătesc pentru a veni la concertul nostru, la concertele noastre, din nefericire, cei mai mulți sunt doar ascultători și nu se pricep neapărat la muzică. O spun ca și idee. Unii sunt avocați, alții sunt medici, alții sunt pictori, nici de cum neapărat muzicieni, ceea ce poate fi cumva pentru noi un detriment, pentru că ei pot alege subiectiv, adică pot alege o fată mult mai frumoasă, care nu are neapărat o super voce și o super voce care, nu știu, nu are un aspect fizic tocmai mega ultra perfect, să fie cumva dat la o parte. Asta e o altă discuție. Punctul numărul 3. Nu știu care este rețeta succesului, pentru că dacă aș fi avut-o, aș fi avut succes continuu și cu siguranță cei care au succes sau au avut succes ar fi a avut în continuare, că na, succesul e o chestie relativă, nu ai mereu succes sau nu ai constant, și dacă ești un artist uriaș, poate 3 piese au succes și a 4-a să nu aibă și a 5-a să aibă din nou. Cum spuneam, e o chestie relativă și nu există o rețetă a succesului. Dar cred că, dacă mă întreb pe mine, secretul este să știi că vei reuși. E foarte important să gândești mare, să gândești dream big, da? cum ne zic mulți. Și v-aș recomanda să gândiți diferit, pentru că este foarte important să știi că vei reuși. În momentul în care tu ai certitudinea că vei reuși într-un anumit domeniu, este ca și reușit. Situația e ca și rezolvată. Astfel că, dacă tu crezi cu tărie în visul tău, nimeni niciodată nu o să te poată da la o parte, pentru că visul tău se va împlini. Acum,
nu cred că e nevoie să fii soția nu știu cui sau iubita nu știu cui ca să fii tare. Există și astfel de cazuri pe care probabil că le vedem cu toții, dar astea nu sunt o regulă și există și excepții. Pentru că sunt și cazuri în care personajele noastre au fost sau sunt căsătorite sau iubitele personajelor noastre, iarăși celebre, dar au răzbit prin munca și prin talentul lor. De asta spun că e o chestie relativă și n-aș putea să vă zic ce anume ar trebui să faceți sau ce anume ar trebui să ziceți. Cred că e diferit de la individ la individ și cred că este foarte important să perseverezi, mă repet, în ceea ce vă place să faceți și e foarte important să munciți. Pentru că este 99% muncă și, hai să zic, 1%, deși e mult talentul. Dacă știți, probabil că vă spuneau și părinții când eram sau când erați mai mici, că cei muncitori îi pot depăși pe cei talentați, dar leneși. Adică de foarte multe ori un om mai puțin talentat, dar extrem de muncitor, îi va lua înainte unui foarte talentat, dar leneș. Astfel că eu cred că munca și perseverența într-un domeniu pe care vrei să-l dobândești sunt cele mai importante. Da, sunt foarte bună la sfaturi și tocmai pentru că în față aveți un exemplu de un om care vă zice cu toată sinceritatea că după ce a avut o perioadă extrem de bună în viață, s-a culcat pe ureche. Și cred că asta e ceea ce trebuie să știți, că trebuie să vă călăuziți pașii cu atenție și cu maturitate. De asemenea, sunt foarte mulți oameni care or să încerce să vă dea la o parte. Vor fi foarte multe răutăți, vor fi oameni care or să vă judece. Pregătiți-vă pentru mesaje extrem de rele, pregătiți-vă pentru oameni care or să se poarte foarte urât cu voi pe stradă, pregătiți-vă pentru oameni care se vor uita urât la voi fără să vă cunoască, care vă vor bârfi. Dar astea fac parte din lupta asta pentru existență, că eu mă gândesc că totuși viața este ca o junglă și cumva în fiecare domeniu de activitate există răutăți și există oameni pe care, eu știu, nu-i poți înlătura pentru că ei sunt acolo. Ei asta trebuie să fie. Trebuie să fie răutăcioși, trebuie să fie bârfitori. Cu siguranță și noi la rândul nostru am procedat măcar o dată în viață sau am fost măcar o dată în viață răutăcioși. E foarte important să fiți optimiști, e foarte important să gândiți pozitiv și să știți că veți ajunge acolo și că nimeni niciodată nu o să vă ia locul. Pentru că, foarte important de reținut, locul vostru este al vostru, nimeni niciodată nu o să vă poată lua talentul, asta clar. Indiferent că, eu știu, poți păcăli un examen, poți păcăli un concurs TV și apropo de concursuri TV o să vă vorbesc imediat și despre asta. E foarte bine de știut că dacă, eu știu, meriți să câștigi și nu o faci, câștiga altul în locul tău, talentul tău nu ți-l ia nimeni, nu ți-a nimeni talentul. Adică nu e ca și cum poate cineva să vină să-ți ia vocea sau să vină să-ți ia talentul la desen. Niciodată. Ăla rămâne al tău și locul tău este pus deoparte. Cred foarte tare în destin, cred foarte tare în ideea că, ok, mă zbat toată viața pentru un lucru, muncesc pentru lucrul ăla, dar dacă nu mi-e scris să o fac, n-o să se întâmple, pe de altă parte, dacă eu știu că o să se întâmple, o să se întâmple. Da, întrebări fără răspuns, vezi, chestii ciudate. Ca idee despre concursuri și show-uri TV, m-ați tot întrebat dacă vă sfătuiesc să mergeți la show-uri gen Vocea sau X Factor. Măi, da, ceea ce trebuie să știți este că aceste concursuri vă ajută strict pe partea de notorietate. Există de foarte puține ori șansa ca cineva să vă observe și să vă ajute pe viitor. Pentru că, din nefericire, dacă vă uitați la toți câștigătorii concursurilor astea foarte mari, nici unul dintre ei nu a avut o piesă pe radio sau cel puțin îmi amintesc eu să fie avut. Din nefericire, mă repet, concurenții care au ieșit mult mai devreme de finală au ajuns cumva în lumina reflectoarelor. Nu zic că oamenii nu mai cântă, doar că nu au fost cumva atât de mediatizați. De asemenea, ți se pune pe masă un contract pe care tu ești obligat sau nu să-l semnezi. Și apropo de contracte, dacă cumva, nu știu, acum sunteți cu un contract în față și vreți să-l semnați sau, eu știu, v-a propus cineva un contract, mergeți neapărat și studiați-l cu un avocat sau cu un notar, pentru că astfel de contracte vă pot distruge cariera.
da, v-aș sfătui să mergeți la astfel de concursuri, revin la discuția anterioară, doar că vă rog să nu vă faceți speranțe prea mari, pentru că veți primi extrem de multe promisiuni și n-aș vrea să fiți dezamăgiți, adică n-aș vrea să trăiți exact dezamăgirea pe care am trăit-o eu după Vocea României, în care, adică în perioada de după Vocea României, perioada în care am tot sperat că promisiunile se vor îndeplini, n-a fost să fie. Dar știi cum e, lucrurile se aranjează așa cum trebuie și când trebuie, dacă și omul vrea. Păi cam astea ar fi sfaturile mele, n-aș ști ce să vă mai zic, v-am zis că trebuie să munciți foarte tare, să credeți foarte mult în voi. Și cam asta ar fi discuția, mai mult de atât voi trebuie să descoperiți acolo în voi este secretul și, cum spuneam, niciodată nu-i prea târziu, hai să muncim și să vedem ce se va întâmpla, că la un moment dat trebuie să vină și rezultatele dacă muncești. Ne vedem vineri cu un episod de beauty, episoadele de beauty sunt și vor fi cumva un segment pe care o să mă bazez aici pe canalul meu, pentru că îmi place foarte mult latura asta feminină pe care încerc să o dezvolt din ce în ce mai bine și de ce nu o să vă arăt și rutina mea zilnică de make-up, care arată cam așa, dar cred că nu e foarte interesantă pentru voi și voi vă dați cu rimel, fond de ten și chestii, nu e foarte interesantă, astfel că ne vedem vineri cu un episod de beauty, vă rog să-mi dați like dacă vă place discuția asta sau dacă nu v-a plăcut, dați like și nu uitați să apăsați și butonul de subscribe, astfel că ne strângem cât mai mulți prieteni aici. Mua!